Incidente în România cu un convoi de tancuri în transport a rămas blocat mai multe 10 de minute în județul Sălaj. Totul s-a întâmplat după ce unul dintre trailerele pe care se afla un tank a ieșit în afara drumului. Aflăm mai multe acum de la domnul Alexandru Andronache, subinspector infotrafic. Bună ziua! Bună ziua! Mai este blocat drumul în zona respectivă? Ce s-a întâmplat? Într-adevăr, în această dimineață, în jurul orei 8, la intersecția dintre drumul național 1H și drumul național 1G, mai exact în apropierea localității Surduc din județul Sălaj, un transport agabalitic a ieșit în afara părții carosabile și a rămas imobilizat. Din fericire, nu au fost persoane rănite și nici încărcătura nu a fost avariată, iar traficul rutier în jurul orei 9 s-a reluat. Mulțumesc pentru această intervenție. A fost reluat traficul în zonă, un incident care și-a găsit rezolvarea așadar.